Ca în fiecare an, gorjenii nu s-au putut abține de la alcool și mâncarea în exces, așa că ambulanțierii au avut bătaie de cap cu petrecăreții care, încurajați de aburii alcoolului, au iscat și alte evenimente. Mai multe solicitări decât în mod obișnuit, cu un vârf în noaptea de Revelion, când am avut 42 de solicitări, mai exact. A predominat patologia digestivă legată de consumul de alcool, de artificii și un accident rutier cu 5 victime în defileul Jiului. Purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță a declarat că față de alți ani, consumul exagerat de alcool a cauzat totuși mai puține evenimente neplăcute. N-am avut traumatizații din cauza alcoolului sau come alcoolice față de alți ani. Ambulanțierii au avut parte de muncă la foc continuu în noaptea de Revelion, când au avut aproape 50 de solicitări în doar câteva ore.